Dubla sărbătoare de la Moara, Ziua Comunei și Ziua Recoltei a însemnat și pentru primarul Eduard Ziminski o dublă realizare din punct de vedere organizatoric. A reușit să aducă la oaltă toți producătorii locali, români sau polonezi, dar și reprezentanții ai principalelor partide care au demnitari în Parlamentul României. Festivitățile au debutat cu un tedeum săvârșit de un sobor de preoți, acompaniat de corul bisericesc al comunei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm scădem la Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm scădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. A urmat sărbătorirea cuplurilor care, în acest an, au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă, acestea fiind premiate de primarul comunei Moara, Eduard Ziminski. Cuplurile de aur sărbătorite au fost Constantin Poroh și Catinka Stan, Gheorghe Stroieștean și Rahila Crețu, Constantin Trainoschi și Valeria Săculeț, Constantin Bivol și Antonia Barbă și Constantin Andrișan și Lucreția Berari. Aceștia au primit buchete de flori, diplome de fidelitate și câte un tort. De asemenea, au fost sărbătoriți și sătenii care au rămas singuri, dar care în acest an ar fi trebuit să aniverseze 50 de ani de căsnicie. Locuitorii comunei Moara au fost onorați de o delegație numeroasă de liberali, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, deputatul Ioan Balan, dar și de senatorul PSD, Virginel Iordache, și senatorul ALDE, Barujan Buzganian. Mă bucur foarte mult, îi mulțumesc domnului primar Eduard Ziminski pentru că a stabilit această zi de Sfânta Maria atunci când noi avem hramul de Hagiucadar, astfel încât o să avem bucuria să ne revedem și în anii care vin și sper ca această întâlnire aici, în Bucovina, între dumneavoastră și comunitatea armeană, să devină o tradiție. Felicitări la mulți ani locuitorilor comunei Moara. Am vrut să vin că mi-era dor de dumneavoastră și eu mă bucur că ne vedem, ne revedem aici cu vechi prieteni. Cred că Varujan asta vroia să spună. Eu încerc să fiu mai explicit. Dragii mei, e foarte bine că sărbătoriți și vă distrați. Meritați pe deplin. Munciți mult. Comuna Moara este o comună de oameni gospodari, cu case curate, frumoase, cu oameni harnici. Sunt și mulți care s-au întors în concediu din diaspora. Eu vin de la Putna, vin de la sfințirea unei biserici la Burla. Și astăzi arhiepiscopul Pimen vorbea că sărbătoarea în Biserica Ortodoxă este dedicată diasporei, românilor plecați în diaspora. Și pentru ei recunoștință și apreciere pentru ce faceți pentru noi. Dragi cetățeni ai comunei Moara, dragucenici părinți, am venit și eu cu mare bucurie să aduc salutul municipalității comunei Moara. Așa cum se știe, noi suntem comuna Moara în zona metropolitană a Sucevei. Și ne dorim să continuăm această colaborare noastră, chiar dacă noi am avut această zonă metropolitană și până în prezent nu prea am putut colabora pe proiecte concrete, cu o singură excepție, un proiect pe care îl avem într-o finanțare Banca Mondială de a moderniza drumul de la Moara la Drăgoiești, la Berchișești și către Horodniceni. Dar sper să ne ajute Dumnezeu și să găsim mai multe oportunități, pentru că suntem aici aproape, suntem vecini și vreau să vă spun că întotdeauna când am o întâlnire cu ambasadori, cu alte personalități, prezint în totalitate zona metropolitană Suceava și, bineînțeles, comuna Moara este prima pentru că este cea mai aproape și este o comună cu oameni vrednici, cu oameni gospodari. Avem o bună colaborare și sper să o concretizăm în perioada următoare, așa cum am spus, în proiecte concrete. Oameni buni, mai întâi vreau să mulțumesc primarului Ziminski pentru faptul că m-a invitat astăzi aici să fiu alături de dumneavoastră și îmi permit să-l felicit împreună cu Consiliul Local pentru inițiativa pe care au avut-o de a continua organizarea Zilei Recolte. Într-adevăr, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că a fost bun cu noi și ne-a dăruit tot ceea ce vedeți aici. Să mulțumesc celor care participă la realizarea Zilei Recoltei. Știu că sunt eforturi mari, știu că atunci când se vrea, se poate. Și mai vreau să vă felicit pe toți dintre dumneavoastră, să vă distrați, este o zi a distracției.
pentru că meritați. Dubla sărbătoare pentru locuitorii din Moara a prilejuit întâlnirea gospodarilor care au etalat roadele și bogățiile toamnei, a tinerelor talente din comună, dar și a unor invitați speciali care au răspuns afirmativ invitației. De asemenea, au fost momente artistice susținute de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu Suceava, Andreea Haisa, Viorica Duceac, grupul folcloric Călineștii Țării Maramureșului, grupul folcloric Dor Mo din Moara și alții. De departe, Alexandru Brădățan a fost artistul cel mai aplaudat. Și o ascultă! Primarul comunei Moara, Eduard Giminski, a subliniat importanța acestor două manifestări pentru consătenii săi. Este un moment aparte pentru întreaga comunitate din Moara, mai ales că în luna august și pe cei care lucrează în străinătate, avem acasă pe cei care lucrează în străinătate. Pentru mine, această zi este una specială și asta pentru că suntem o adevărată familie, una mare și unită. Zilele comunei Moara au debutat anul trecut și sper că an de an să aducem această tradiție mai departe. După ediția inaugurală de anul trecut, când am văzut oameni fericiți, bucuroși, nu puteam să-i dezamăgim și să întrerupem această sărbătoare. Cred că în ultimii 3 ani, Moara s-a dezvoltat rapid, atât pe planul educației, și mă refer aici la construire de grădinițe, modernizare de școli, construire de terenuri de sport, când ceea ce privește și infrastructura. Ori asemenea sărbare, la care se participe toți fiii satului, nu putea lipsi din acest peisaj petrecerea și distracția.